Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. După ce s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele regelui Irod, iată, niște magi de la răsărit au sosit la Ierusalim, întrebând: unde este regele nou născut al iudeilor? Căci am văzut steaua lui la răsărit și am venit să ne închinăm lui. Auzind, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Și, adunând pe toți arhiereii și cărturarii poporului, a căutat să afle de la ei unde avea să se nască Hristos. Iar ei i-au spus: în Betleemul Iudeii, căci așa este scris prin profetul: și tu, Betleeme, pământa lui Iuda, nici de cum nu ești cel mai mic dintre locurile de seamă ale lui Iuda, căci din tine va ieși stăpânitorul care va păstori poporul meu Israel. Atunci Irod, chemându-i în ascuns pe magi, i-a întrebat cu deamănuntul despre vremea când se arătase steaua. Și, trimițându-i la Betleem, le-a zis: mergeți și cercetați cu deamănuntul despre copil, și dacă îl veți găsi, dați-mi de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. Iar ei, ascultându-l pe rege, au pornit și iată, steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor, până a ajuns și s-a oprit deasupra locului unde era copilul. Văzând ei steaua, au fost cuprinși de bucurie mare și, intrând în casă, l-au văzut pe copil împreună cu Maria, mama lui, și căzând la pământ, i s-au închinat. Apoi, deschizându-și comorile, i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Și, primind înștiințare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale au plecat în țara lor. Cuvântul Domnului. Iubiți frați și surori, biserica noastră celebrează astăzi Epifania Domnului, adică manifestarea divinității sale în fața celor trei magi sau a magilor care au venit la Betleem ca să-L adore. Textul despre existența acestor magi este aici, în capitolul 2 din Evanghelia după Luca, și este destul de, să spunem așa, zgârcit. Spune că sunt niște magi care au venit din răsărit, urmărind o stea, au ajuns în cele din urmă la Ierusalim, Irod nu știa nimic despre pruncul care trebuia să se nască, din nou steaua le-a apărut, au ajuns la Betleem, acolo l-au adorat, i-au oferit trei daruri, aur, smirnă și tămâie, apoi, pe o altă cale, științați în vis de un înger, s-au întors în țara lor. E bine, aceste informații foarte scurte au fost propuse pentru noi astăzi, sigur într-un scop din acesta catehetic, liturgic, spiritual, pentru a ilustra o anumită atitudine față de Iisus Hristos. Nu neapărat adorația, pentru că despre ea vorbim și în alte împrejurări, ci mai ales căutarea lui Dumnezeu, căutarea întrupării Fiului lui Dumnezeu, căutarea epifaniilor lui Dumnezeu în lumea de astăzi, în viața noastră. Întorcându-ne la ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani, la magii care au venit la Betleem, putem să spunem că imaginația bisericii de-a lungul anilor a fost atât de bogată încât a ilustrat în felurite chipuri această atitudine despre care am vorbit eu adineau. Adică să-L căutăm pe Dumnezeu, să căutăm epifaniile Lui în lumea noastră. Și s-au tradus aceste eu știu, gesturi pe care le-au făcut magii în diferite feluri în cultura popoarelor creștine. De exemplu, la noi supraviețuiește existența magilor și credința că ei au fost la Betleem în iesla de Crăciun. Vedeți și aici, în curtea catedralei, este o iesle și sunt reprezentați cei trei magi. Bine, sunt trei, tradiția spune că sunt trei, dar Matei spune că erau niște magi. Probabil au fost mai mulți și, într-adevăr,
Magii erau mai mulți, erau niște triburi, erau niște caste sacerdotale, aveau ucenici, aveau slujitori și așa au venit la Betleem. E bine, aici sunt trei potrivit tradiției, Origen este cel care fixează numărul magilor la trei, potrivit darurilor pe care le-au oferit pruncul lui Iisus. Zic, ei sunt prezenți în ieslea de Crăciun. Oriunde este o iesle, veți vedea și magii. De asemenea, sunt prezenți și la sfințirea caselor. În unele locuri se întâmplă lucrurile acestea, în altele nu. Dar preotul, când merge cu sfințirea casei, notează pe ușa de la intrare, deci imediat cum intră în casă, termină binecuvântarea casei, notează sus pe ușă trei litere, și anume C plus M plus B. Adică Caspar, Melchior și Baltazar sunt numele celor trei magi, tot potrivit tradiției. Alții le-au reinterpretat și au spus că nu înseamnă neapărat numele magilor, ci înseamnă în latină Christus Mansionem Benedicat. Hristos să binecuvânteze această casă. Dar tradiția vine de la magi. Și de ce se pune pe această ușă de la intrare? Pentru că atunci când oamenii ies din casă, să-și aducă aminte că oriunde merg ei în timpul zilei, la serviciu, la școală, în alte locuri, trebuie să adopte stilul magilor de a căuta și a promova epifania lui Dumnezeu acolo. Adică să-și aducă aminte de asta. Cu memoria, astăzi avem probleme, pentru că nu-i așa, suntem ajutați din toate direcțiile ca să nu mai facem exerciții de memorie, și de aceea uneori uităm și de ceea ce trebuie să facem din punct de vedere religios. Dar vreau să spun, magii supraviețuiesc, iată, în această tradiție, cel puțin în Moldova se întâmplă, în Transilvania la fel, și pe aici, pe la București, au venit preoții și au introdus, dar acum vin cu niște acțibilduri și le lipesc direct de ușă, nu mai scriu cu creta, înainte se scria cu creta. Acum îți spune C plus M plus B 2024, dacă a fost preotul la sfințirea casului. Dar asta înseamnă. Deci înseamnă Caspar, Melchior și Baltazar sunt numele celor trei magi, care se găsesc pentru prima dată inscripționate pe pereții unei chilii a unor călugări dintr-un pustiu al Egiptului prin secolul 7. Pentru prima dată apar numele lor inscripționate undeva pe perete. Tot tradiția le-a dat aceste nume, dar spuneam, deci credincioșii de-a lungul veacurilor au încercat să traducă în gesturi mai concrete, să spunem așa, exemplul magilor și să trezească în cei care participă la această sărbătoare sentimentele de căutare a lui Dumnezeu. De exemplu, în Spania există o prăjitură care se pregătește doar pentru ziua de astăzi, se numește Roscón de Reyes, înseamnă deci un fel de prăjitură a regilor, care este sub forma, așa, sub formă circulară, are și niște fructe, așa să spunem, gustoase puse pe deasupra și chiar în vârf este o coroană, totul din ciocolată, din zahăr, așa ceva dulce. Forma circulară semnifică unitatea dintre creștini, comuniunea, iubirea, fructele acelea, veselia că a venit pruncul Iisus, bucuria, nu-i așa, coroana trimite către magi. Și toate acestea se traduc în gesturi foarte concrete. Am mai văzut în altă parte și am participat și eu chiar la Ierusalim, într-o mănăstire, o tradiție care se numește Rege Mag pentru o zi. La prânz, după ce se termină prânzul, se oferă tuturor participanților prăjituri. Și în prăjitura în care se găsește o stafidă, acel personaj, acea persoană, este declarată rege pentru acea zi. Se ridică frumos de la masă, își pune coroana și începe să strângă farfuriile, le duce la bucătărie, le spală, pentru că regalitatea despre care vorbește Evanghelia este una sub forma slujirii. Iată ce, și până pregătește totul pentru cină. Și regalitatea se transmite și în forma aceasta. Există, de asemenea, în Franța, iarăși o prăjitură cu ocazia aceasta, se numește Le Galette de Roi. Sunt niște prăjiturele sub formă de stea și imită steaua. Și iată cum supraviețuiește tradiția aceasta a Sfinților Magi, pentru că noi reținem tot din credința populară și mai ales din Evangheliile Apocrife niște elemente care, filtrate, sigur,
transmit un adevăr istoric, și anume că acești oameni nu au fost indiferenți față de Iisus când s-au dus acolo și au făcut datoria, cum s-ar spune, și apoi și-au strâns bagajele și au plecat. Ci au fost impresionați. Au fost impresionați de forma în care acest rege salvator, mântuitor al lumii a venit. Și de aceea l-au îmbrățișat complet, adică în mintea lor, în inima lor, în viața lor. Și tradiția spune că ei nu s-au mai dus acasă, au rămas la Ierusalim și au dat mărturie despre divinitatea lui Iisus Hristos până pe Calvar. Și o să vă povestesc dintr-un film, Ben Hur, o scenă în care, într-adevăr, e potrivită tradiției această scenă, dar vorbește despre existența magilor până la moartea lui Iisus pe cruce și apoi mărturia lor sângeroasă. De aceea, în tradiția catolică, sunt considerați sfinți, sunt sfinții magi. Mai există apoi alte tradiții la noi. De pildă, am văzut și cu ocazia Crăciunului și cu ocazia Anului Nou, în anumite locuri, copiii merg cu steaua și colindă, steaua sus răsată. E inspirată din această Evanghelie, din capitolul 2, din Matei, deci, și imită cumva gestul magilor. Merg și ei din casă în casă, sigur, ei așteptând de data asta bomboane și alte lucruri, fructe și bani, că acum se face și asta. Sper să nu meargă cu, eu știu, cu POS-ul, ceva să mai întâmplă și modernizări de genul acesta. Dar pe dedesubt, tradiția este tradiție și supraviețuiește, iată, credința noastră în Iisus Hristos care s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu și împreună cu magii, cu sfinții magi, îl adorăm. Asta din punct de vedere al tradiției. Din punct de vedere istoric, ar trebui să știe fiecare credincios, catolic, ortodox, ar trebui să știe lucrurile acestea. Și anume, că între anii 340 și 300... Nu, pardon, 325-330, Sfânta Elena a mers la Ierusalim și a descoperit, printre altele, și relicvele Sfinților Magi. V-am spus, potrivit tradiției, n-au plecat, au rămas acolo și au murit moarte de martir. A încredințat aceste relicve Bazilicii Sfânta Sofia de la Constantinopol și mai târziu, în 340, împăratul Constant i le-a dat episcopului de Milano, care se numea Eustorgius. Și se spune că, transportând sarcofagul în care se aflau rămășițele, relicvele Sfinților Magi, carul s-a împotmolit într-un loc în apropiere, undeva de Milano. Și pe locul acela, Sfântul Eustorgius a construit o bazilică în cinstea Sfinților Magi. Și există și astăzi. Se intitulează Bazilica Sfântului Eustorgius. Aici au rămas relicvele până în anul 1162, când a venit Frederic Barbarossa din Germania și a distrus tot ce se putea distruge la Milano și a luat și acest sarcofag, atenție, împreună cu secretarul lui, care era arhiepiscop de Milano. Istoria spune că a intrat în posesia acestor relicve, dar pe românește se traduce că le-au furat. Deci le-au furat și le-au dus la Köln, în Germania, unde se află și în zilele noastre. Sigur, istoria are urcușurile și coborușurile sale, dar acolo se află aceste relicve în momentul de față. Mai sunt resturi care au rămas ceva, adică au fost dăruite Bisericii Sfântului Eustorgius, dar din 1164 și până astăzi, relicvele Sfinților Magi se află la Köln, în Germania. Cea mai mare formă de credință, dacă vreți, devoțiune mai exact, față de acești sfinți magi, a avut loc în anul 2005, când Papa Benedict al XVI-lea a celebrat prima zi mondială a tineretului pentru el, acolo în Germania, la Köln. Și a subliniat, printre altele, iată, magii au plecat prin chemarea lor în căutarea lui Iisus, voi astăzi ați venit în căutarea magilor, ca împreună cu ei să-L căutăm pe Iisus. Deci acolo se află relicvele Sfinților Magi. Și să vă mai dau încă o dată importantă. În anul 1981 s-au făcut niște cercetări cu carbon 14 asupra relicvelor și s-a observat că ele sunt acoperite cu trei mantii, două sunt la fel, să spunem dintr-un fel de dalmatică, așa, dintr-o pânză specifică Siriei, din Palmira, și alta din mătase. Ceea ce era specific persoanelor nobile din vremea respectivă
și croiala și materialul ca atare. Și cu acest element chimic, carbon 14, s-a detectat vârsta acelor materiale. Și anume că vin din la sfârșitul secolului I, începutul secolului II, și la fel și relicvele. Adică, cumva, sunt contemporane. Și în felul acesta s-a eliminat orice fel de discuție despre istoricitatea relicvelor, despre existența reală, concretă a Sfinților Magi, că mulți au spus, e o poveste. Chiar am auzit unii teologi din partea Bisericii Ortodoxe foarte curajoși, care au zis, da, sigur, astea sunt invenții. Sigur, dacă ajungem să considerăm că totul este o invenție și, bineînțeles, trebuie să măsurăm lucrurile din trecut cu elementele și criteriile științifice din zilele noastre, nu mai rămâne nimic. Dar, repet, s-au făcut cercetări, Sfinții Magi au existat ca atare și trebuie să reținem acest lucru cât privește existența lor. Trecând acum din zona aceasta științifică în zona spirituală creștină, ca mesaj, magii ne spun mai multe lucruri. Mai întâi, adoptând gândul Papei Benedict al XVI-lea, ei ilustrează dorința noastră profundă de Dumnezeu, care este în adâncul sufletului omului din totdeauna și de peste tot. Acești trei magi, care erau de fapt preoți, reprezentau o castă, se ocupau cu studiul științific, cu astrologia, știau multe lucruri, acești trei magi simbolizează omenirea care îl caută pe Dumnezeu prin elementele științifice, adică prin acea fidelitate față de adevăr, prin acea fidelitate față de lumină. Ei, ne gândim și noi în zilele noastre cum exercităm această fidelitate, cum trăim fidelitatea față de adevăr, față de lumină. Căutarea lui Dumnezeu este în adâncul sufletelor noastre și se mai poate defini ca un fel de dorință. Și cuvântul sau termenul dorință vine din latină, de la desiderium, desidera, adică de la sidus sideri, care înseamnă stea. Adică dorințele noastre, în cele din urmă, au de-a face cu stelele și sunt înăuntrul nostru, în adâncul nostru. Să nu înnăbușim dorințele noastre de Dumnezeu, să nu le sufocăm, să lăsăm să iasă la suprafață. Iată ce ne învață magii. Și mai ales atunci când aceste dorințe întâmpină dificultăți. Se spune despre ei că au fost călăuziți de stea, asta înseamnă că tot parcursul lor a fost pe timp de noapte și noaptea nu e ca ziua. Noaptea sunt dificultăți, greutăți, de multe feluri, pericole. Iată de ce și noi, în căutarea lui Dumnezeu sau dorința de Dumnezeu, vom întâmpina dificultăți. Va fi noapte, va fi, eu știu, ceva contrar spiritului nostru, stării noastre, ceea ce ne învață Evanghelia, ceea ce ne spune Biserica. Așadar, e primul lucru. Al doilea, trecând de la această, știu, caracterizare generală, universală, să ne gândim fiecare la propria sa viață. De data asta mă inspir dintr-o afirmație a lui Robert Musil, din romanul său Omul fără însușiri, care spune, nu este adevărat că omul urmează adevărul, urmărește adevărul. Nu este adevărat. Ci invers, că adevărul urmărește omul. Adică, de multe ori, problema adevărului în viața noastră, la toate nivelurile, nu spun, acum știu, de asta științifice sau filozofice, la orice nivel, totdeauna rămâne așa, oarecum, undeva acolo. Dar dacă ai mințit, dar dacă trăiești în falsitate, dar dacă trăiești în superficialitate, adevărul te înțeapă. Adevărul nu te lasă liniștit. Îți spune ceva, în conștiință, prin ceilalți. Iată de ce adevărul te urmărește, nu tu urmărești adevărul. Și Sfinții Magi ne ilustrează acest lucru. Ei au fost descoperiți de acest adevăr al lui Dumnezeu, au fost atinși de acest adevăr și adevărul i-a urmărit, i-a determinat, i-a împins, până când au ajuns la Betleem. Acest lucru, spun, se traduce în viața noastră de zi cu zi printr-o fidelitate față de adevăr. Și mai ales printr-o grijă de a elimina pe cât posibil ignoranța din relațiile noastre, superficialitatea, falsitatea, să trăim totuși în transparență, în adevăr, în lumină.
Sfârșit, un al treilea lucru pe care vreau să îl sugerez, tocmai pentru ca să dezvoltați imaginația și să nu fim doar repetitivi sau, eu știu, limitați la niște aspecte spirituale. Încercați să traduceți în felul dumneavoastră tradiția aceasta a Sfinților Magi. Există în Italia tradiții foarte bogate, există în Spania, în țările din America Latină, sunt așa numitele procesiuni ale magilor, așa, sau în case, ceva, nu știu, găsiți, imitați ceva. V-am spus, rege pentru o zi. Ce-ar fi să introduceți și dumneavoastră, în familia dumneavoastră, această tradiție? Ascundeți într-o prăjitură astăzi, așa, dacă le-ați făcut deja, gata, rămâne pentru l-an. Așa, ascundeți o stafidă și cine descoperă în prăjitura lui stafida să fie rece, în ziua aceea să slujească, dar să îi se explice. Și în felul acesta, iată, devine, cum să zic, un fel de devoțiune față de magi care se transmite din generație în generație. Vă spuneam că voi face referință la un film pe care vi-l recomand, Ben-Hur, cred că l-ați văzut. Acolo apare și un mag, care se numește Baltazar. Apare mai întâi într-o scenă în care se vorbește despre pruncul Iisus, e un fel de prolog, așa, al întrupării lui Iisus, și apoi apare la sfârșit, sub cruce. Între timp, el se întoarce, Baltazar merge, deci doar atâta și face un fel de prevestire, apoi se întoarce la Ierusalim și aici se împrietenește cu un iudeu, care se numea chiar Iuda, și de meserie era, să spunem așa, taximetrist, cum ar veni în zilele noastre. Era un fel de căruțaș. Deci transporta oamenii dintr-o parte într-alta. Și ajunge cu acest Iuda Ben-Hur, el este Ben-Hur, deci Iuda fiul lui Hur, ajunge sub cruce sau pe Golgota și vede cum Iisus este răstignit. Și Iuda îl întreabă pe Baltazar. Și acesta este motivul pentru care a venit el în lume? Întreabă Iuda Ben-Hur. Și Baltazar răspunde, da, acesta este motivul. Această moarte este motivul pentru care a venit el în lume? Și Baltazar răspunde, acesta este doar începutul. Începutul la ceva nou, începutul la ceva diferit, altfel. Adică, prin Iisus Hristos, care s-a născut la Betleem și a fost adorat de magi, se inițiază un drum al mântuirii, o cale a mântuirii, care se ilustrează într-un mod exemplar pe cruce, pe calvar. Iată de ce ieslea este legată de cruce. Și în acest început care e la Betleem, avem de fapt și sfârșitul lui Iisus, adică ceea ce se întâmplă cu el, răstignirea din iubire față de noi oamenii. Așa cum spunea de altfel și un filozof german, Martin Heidegger, că în orice început este sfârșitul. Sau putem să răsturnăm și să spunem că în orice sfârșit este și un început. Dar acum, în această sărbătoare a Epifaniei Domnului, într-adevăr, este un început al mântuirii. Dacă și noi vom urma pe cei trei sfinți magi, cum am spus, în disponibilitatea lor de a descoperi Epifania lui Dumnezeu, acolo unde ea se manifestă și de a o promova. Așa să fie. Lăudați să fie Iisus Hristos. Amin.